campanie de maratoane care l-am desfășurat la Botoșani, în Municipiul Botoșani, și cele două care au fost în județul Botoșani, au fost un succes la nivelul județean, ceea ce demonstrează că este mai ușor pentru persoanele care n-au putut să se programeze în sistemul informatic sau n-au reușit prin medicul de familie, acest acces liber doar cu buletinul este mai aproape de persoanele care vor să se vaccineze. Astăzi începe această maratonă în fața prefecturii, care se va desfășura astăzi de la ora 12 până la ora 20, iar în sâmbătă și duminică de la 8 la 20. Având în vedere dacă va fi și acesta un succes, să continuăm următoarele weekenduri cu aceste campanii de vaccinare în stil maraton. Soluție cât din punctul meu de vedere o modalitate mult mai practică de vaccinare fără programare. Știți foarte bine, v-a comunicat și doamna doctor cam care este programul pe acest weekend. Intenționăm luni și marți, 30 mai și 1 iunie, să facem încă un maraton, de data asta o noutate, în cursul săptămânii, având în vedere că este și ziua de 1 iunie, tot în fața prefecturii, tot cu sprijinul primăriei și al DSP-ului, un nou maraton de vaccinare.